Excelăm în cele 6 domenii de activitate. După cum am spus, excelăm și în domeniul high-tech, în domeniul IT. Suntem pe locul 5 în țară la acest domeniu și ca cifră de afaceri, dar și ca număr de firme înregistrate, în domeniul construcțiilor, în domeniul medical, în domeniul farma, dar în domeniul serviciilor, în domeniul electronic. Spun domenii care vin odată în plus cu valoare adăugată și acest trend crescător al firmelor din Doj ne bucură. De unde așteptăm, să zic, plus valoarea? De unde așteptăm un PIB mai ridicat la nivelul județului Dolj? Bineînțeles, de la aceste firme am observat un lucru și cred că și dumneavoastră l-ați observat. Firmele care erau în primăvară, o bună parte sunt schimbate acum. Sunt schimbate de o generație tânără, de o generație dinamică, cu așteptări, așteptări și de la noi, dar și de la piață, ceea ce este un semnal că se poate și mai ales un semnal pentru viitor. Faptul că Craiova este centru universitar se simte asta în plus valoare și în topul firmelor? Sigur, se simte acest lucru comparativ cu zonele industriale din regiunea Oltenia care nu beneficiază de universitate. În același timp e o lungă discuție aici pentru forța de muncă, pentru că necesitatea se schimbă într-un ritm extraordinar de rapid, vin noi abilități necesare, noi cerințe din partea angajatorilor față de cei angajați. În continuare, toți cei care sunt astăzi seară în sală, să fie prezente 200 de firme într-o singură sală nu este deloc ușor. Toți vorbesc de necesitatea de a avea forță de muncă calificată, forță de muncă care să dorească să muncească. Toți se uită că cei care au abilități înalte cam pleacă în străinătate. Este o tendință la care ne uităm, dar căutăm soluții și alături de universitate, care și în această seară este alături de noi, și alături de sistemul de învățământ preuniversitar și mai ales cel dual, care și astăzi seară este alături de noi. De fapt, aici, cum am spus-o și la deschidere, comunitatea de afaceri se uită și la implicarea în socială, în societate, la implicarea pentru rezolvarea problemelor sociale care există și trebuie să o recunoaștem, pentru că, de fapt, nu le rezolvăm pentru alții, le rezolvăm pentru noi. Salariații noștri au nevoie de un sistem de învățământ performant, avem nevoie de un învățământ performant și pentru cei care se formează, dar și pentru viitorul nostru.